Un echipaj de pompieri din cadrul gărzii de intervenție Baia de Aramă a acționat seara trecută pe raza unei localități din județul Mehedinți pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autoturism. Pompierii mehedințeni sunt întotdeauna pregătiți să intervină în situații de urgență și de această dată un echipaj de pompieri din Baia de Aramă a intervenit prompt pentru a veni în sprijinul cetățenilor și a preveni extinderea unui incendiu pornit la un autoturism. Aceștia s-au mobilizat imediat, intervenind la fața locului cu auto speciale de lucru. Pompierii au dat dovadă de curaj, implicare și organizare, la fel cum se întâmplă în fiecare misiune. Noaptea trecută, un echipaj de pompieri din cadrul cărții de intervenție Baia de Aramă a intervenit în localitatea Cernavârf pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autoturism. La sosirea forțelor de intervenție, incendiul se manifesta generalizat la întregul autoturism. Pompierii au stins în scurt timp incendiul, a cărui cauză probabilă de izbucnire a fost determinată de folosirea intenționată a unei surse de aprindere pentru a genera incendiul. Din fericire, incendiul a fost stins imediat, iar incidentul nu s-a soldat cu victime.